Salutare tuturor, Cosma aici, bine m-a regăsit la un nou episod de League of Legends, build-uri nebune, build-uri la Caterinca, toate nebuniile. În acest episod ne vom juca Malphite Attack Speed. S-a mai văzut, s-a mai creat, nu contează, vrem să testăm și noi. De ce nu? În schimb, în ciuda faptului că ne jucăm Malphite Attack Speed, nu știu cum va merge meciul ăsta, ținând cont că au două shield-uri și noi nu avem efectiv cu ce să le spargem, adică Serpent Fango nu prea poate fi luat pe nimeni în afară de Jinx, nu știu dacă Jinx va avea atâta brain să facă asta. Suntem aici alături de doamna Bubu, care se joacă Lux aici, încearcă să mai învețe campionii. Așa că dacă vă place seria noastră mirobolantă de build-uri nebune, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe ca să văd și eu susținerea voastră mirobolantă și hai să dăm cu puternicul ăsta lui Feora. Deci, observați deja că clanul al meu e puțin speriat de derunele mele. Dar nu e nicio problemă, îi demonstrăm noi ce înseamnă adevăratul Malphite. Malphite. Going. Vreau să văd dacă are bone plating, dar nu are. E ok. Mă așteptam să aibă, sincer. Bun, un trade frumos, trade pe care l-am câștigat. Mama, câte... Oh, ia su-o first bloody. O să mergem ca first item botârcă și buții de attack speed, desigur. După care vom continua cu Guinsoo, Neshortut și apoi vom vedea în funcție de inamici ce ne vom lua, cine e mai fidat, cine nu e mai fidat. What? Asta de ce la W-ul secă? Nu trebuia să-și ia și eu ca tot omul. N-are nimic oricum. Nu știu cât de tare o să batem pasta pe linie, dar... vedem. Iar pasiva în dreapta sus. Mă rog, de fapt mai mult în mijloc sus. Acum s-a mutat în favoarea ei, pasiva. Da, aia și ziceam. Da, e bine că avem shield, e ok. Nu prea am money. Adică mana. Mamă, uite cât damage dă băiatul ăsta. Și ăla s-a întâlnit cu Ivern. Ok. Bun, damage-ul e damage. Îl acceptăm. Nu știu dacă o să iau minionul ăsta. Bun. Ines. Uitați-vă cât de repede dau. Oh, da, Malphite. Malphite. Hai să vedem cât de tare batem în late. Are TP-ul, dar totuși vreau să pun și un minion și rapid. Să-mi dau bază. Nu prea am mana în schimb să dau abilități, dar încercăm și noi cât de rapid putem. Am luat Kena, nu? A venit asta deja. Ce să-i fac? O să-și dea flash. Ba nu, o să-și dea flash. E ok, i-am dat Q, ne-am luat viteza, mergem în bază. Cine a murit? A murit Jinx. Jinxus. Să ne luăm și noi buții cu astea așa, ne ducem frumos aici, ne ducem aici, ne ducem așa. Ne-am luat itemul, ne-am dat TP-ul înapoi. Pe top. Trebuie să-i pușăm minionii și mai tare în turn. Pentru că ea ne face un fel de freeze acum. Sau bană. Nu a fost atât de inteligentă încât să facă un freeze. Yasuo, be like. A murit. E un main Yasuo la ce mă pot aștepta, nu? Deci Fiora asta nu realizează că eu sunt attack speed. Știți, cam asta e chestia. Multă lume nu merge pe principiu că nu dau damage, dar... asta e toată intenția, să se bage în mine, să se bată cu mine.
Și o să-mi activez Lethal Tempo și să le dau la papacioc. Ok, ai vrut să-mi dai damage, ia și tu damage, ce? Adevărul e că Fiora nu o să-și mai folosească W-ul după ce-mi fac level 6, așa, gen, efectiv, doar să facă trade-uri. O să trebuiască să joace mult mai pasiv. Bun, acum noi am scos W-ul. Aia zic, Fiora, stay down a little bit. Bun. De ce două fără pinguri? Mă distrez și eu. Ce faci, băi, omul copac? Te rog, eu, lasă-mă. Te rog, lasă-mă. Te implor. Așa. Așa mă gândeam și eu. Bun, o să lăsăm minionii să-și facă treaba. Sau, de fapt, nu. Putem. Fiora nu are TP. Bam. Eu zic să încercați măcar un singur match să jucați. Campionul ăsta cu attack speed efectiv e prea fun. Să-l jucați. Faceți frumos bătârca ca să aveți și mai mult slow și mai mult life steal. Nu mă bateți, mă, că ăștia o să meargă pe principiu. E mal, fain, are, nu. Slăbuțeanu, știi? Și după aia vii, dai două capace și zici: culcat, băiatul meu. Și o să zic că, oh, nu, Malphite e prea OP. Avem 49 farme, are 36. Suntem bine, ne-a ajutat și Nunu la început. Văd că Nunu o duce bine. Ivor n-are decât un singur kill pe Yasuo. Botul văd că e ok. Poate-și face și Jinx aia printr-o minune Serpent Fang. Dar tare țin să cred că nu-și va face. Bam, barararam, bam. Ia un Q. Mersi. Haideți să ținem noi wave-ul puțin. Bun. Vedeți? Nu poate să farmeze. Și mai țin o tură în freeze. Cu toate că o să-mi iau mult damage, n-am să mint. Dar e încă o tură de freeze. Bun. Mi-am luat un sfert de viață. Not gonna lie. No. Nici o șansă. Și acum pușăm repede. N-are TP-ul. O să mergem și noi imediat să-l ajutăm. Ah, s-a dus pe mid. E ok atunci. Bun. Facem noi freeze. Aoleo, cum arată minionul ăla. Perfect. De fapt, ce descurcă ei doi, nu? Au nevoie de mine? Să dau plate-ul ăsta repede. Și pe aia mă aduc să-i ajut. Da, Fiora, mult damage ai mai dat. Ah, dar chiar stai că eu acum am realizat că am Yasuo în echipă. I mean, sono reggaeton cu piatră. Bun. Mergem înapoi, ne facem treaba. Opa. Fiora. Fiora, nu fi agresivă, Fiora. Fiora, nu fi agresivă. Băiatul ăsta n-are niciun pic de idee de wave management. E ca și cum a juca cu un robot. Gata, frățiorii. Aha! A spărat flash-ul. Doamne, Fiora. Ești robot astăzi. A pierdut și Kenan. Ba nu, l-a luat. Ia fiți atenți. Bam. Și ar trebui să fugă. Nu-și permite să se bată cu Malphite.
A mult an 11. Dar o să aibă și AW până atunci. Nu e nimic. Sure. Ivor la mine aici. El încearcă să... O să rămân aici. Ok. Îmi dau flash rapid. Bun. Hai, nu, nu, la nu. Stai că dă Daisy în mine. Daisy, leave me. Hmm. Dacă ar fi venit o secundică mai devreme. Am eu ulta. Dar poate să-i dea aia și ăla shield și nu mă avantajează cu nimic. Ok, te rog. Bun. Aparent băiatul ăsta e mai OP decât pare cu Daisy-ul lui. Să avem puțin mai multă grijă la el. E ok, l-am bătut, am bătut-o pe Fiora, am luat assist. Nu, nu. Nu, nu, nu. Fii atent. Dar nu are nu-nul la numele meu. Ce-am zis? Wow! Ce văd? Ce văd? Oh my god! Insane! Băiatul ăsta e insane! Insane player! Ah, am ratat Kenan. First time. Nu cred că e chiar first time, dar... Și-a dat fi și Fiora TP-ul. Ei! Te-am dat eu voie să farmezi în turn? În turn! Mai au un Q. Mamă, ce bine! A, păi gata, mă, știu cum să-i scolu asta W-ul când vreau să mă bag cu ulta pe ea. Ia stai tu acolo, o să pierzi XP. Vreau să pierzi XP. Adică bine, nu neapărat să pierzi, dar să nu-i minion. Nu vreau să farmezi, nu vreau. Uite, eu sunt Mindfight, o rocă și nu vreau să farmezi. Ce vei putea face în legătură cu asta? Nimic, exact, stai în turn. A, am dat în minion fără să vreau. Acum... Mai au un Q. De fiecare dată când apeși tu Q, apă și eu Q. Hehehe. Siu. M-a nimerit. În ciuda faptului, m-a nimerit. Te-a murit. Pentru că Daisy. Nu. Ah, my bad. Băiatul ăsta. Am zis, trebuie să avem grijă la shield-uri. Că e groasă rău de atât. Și-a dat râu, să nu uităm. Și-a dat și asta râu. Să-mi bage minioni în turn. Până mă spawnez eu, până ajung durează. Haideți să dăm și noi pe Guinso. Guinso. Bun, îl avem aici pus. Oho, ia să o gameplay. Mama, o să-mi dea în turn o glumă. Două plate-uri. După două plate-uri o să plece mai mult ca sigur. Sau nu pleacă. Băiatul meu chiar e hotărât. Nu, nu mai fi insane. Am zis să nu mai fi insane. Nu vrea să mă asculte, ai. N-am pus sword acolo și acum ne focusăm pe turn. Moving as fast as I can. Fiora în care level 10? A, da. E ok dacă în care level 10. O las pe ea să ne mă pușeze. Vedem dacă va pușa. Momentan eu nu dau damage pe Q, dar după ce o să-mi fac Winsow cu Nashor Tutu, s-ar putea să se schimbe. Băi, ești nebun? Nu i-am dat niciun pic de damage. A apăsat W și a zis să-mi dea delay la top combo. Ok, asta și vreau, asta și vreau, asta și vreau. Asta și vreau, am zis. Doamne, campionul meu. Campionul meu. Campionul meu. O da, o da. Culcat. Ia o pauză, băiatul. Aolo, da vein aia? Ce s-a întâmplat acolo pe botul liniu? Să pierde așa tare. A, a făcut și double.
se întâmplă nimica, suntem bine. Suntem bine, doar. Nu face nimica. Bum. Mă duc și o bază. Mă duc poate ajut pe oamenii mei. Oricum, veina aia e mai... A murit. Adio, Yasuo, cum s-ar spune. Ba nu, nu e adio, Yasuo. Ce să vezi, nu e adio deloc, Yasuo. Echipa mea efectiv... Ia stați așa, stau să iau și eu asta. Echipa mea efectiv unbelievable. Deci nota 100 pentru jucătorii ăștia. Ta-na-na. Mergem înapoi pe topul ăla, nu? Wave-ul ăla puteam, aș fi putut să mă duc să-l iau, dar nu vreau să-mi dea asta turnul, sincer. Vreau să trag cât de mult pe de top. Mai ales că am putea să facem și un Herald după aceea. I-a furat Draco. Unlucky, cum s-ar spune. S-a făcut. Mamă. Ivernul ăsta chiar... Buf, 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 buf. Uitați-vă cât de tare și de bine dau. Uși. Buf. I'm coming. Buf, 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 buf. Aia zic. Buf. Buf, buf, buf. 3 down, cum s-ar spune. E bine, mă, e bine, suntem ok. N-am scos pe Ivern la puțin în joc. Facem și noi aici. Pe Vayne aia trebuie să oprim. Gata, frățiorul. Cuvântul tău, legea ta. Dacă tu îmi dai mie Herald-ul, cu cea mai mare plăcere îl iau. Da, nu o să stau să mă bag cu Fiora. O să-mi iau Gwyn sau nu pot. Dar oricum am face recall-ul. Bun. Vin și eu. Bun. Bun acolo. Bine rău de tot echipă. Aha, acum e Ivern acolo. Ia. Mai e? Mai sunt aia? Perfect, aia vreau să zic. Salut. Up. Double kill. Triple kill. Ala malfit. Sui. Hai să dăm și noi asta că am Herald-ul. Te las aici. O să încerc să pușesc cu Herald-ul în continuare, poate mai dă un plate. Da, ai grijă să nu mori. Da, da, da. Triple kill ala malfit! Sui! Crezu că e asta aici încă. Dar nu e. Bun, ne-am luat Gwyn Soul, acum ne facem Nashor tutu. Cum ați învățat deja? Am zis primele trei teme. Ia mă să-mi fac eu ser... Îmi fac eu Serpent Fang, mă, pe Malphite. Ce se poate întâmpla rău? Dacă tot mergem pe cel mai nebun build ever, de ce nu? Sau, este așa, cred că pot să-mi fac altceva. De ce îmi dați itemele astea? Iu, cine se uită la itemele astea? Îmi fac Witzendu, în schimb, pentru Lissandra și pentru Ivern. Doamne, să se ferească asta, cum o cheamă, Fiora să se bată cu mine. Asta dacă nu e și ba nu, Ivern nu e aici. N-am de ce să-mi fac griji. Bun, mă duc să-i ajut pe băieți. Bun.
Bun. Vin. Vin. I'm coming. Vino. Malfite, it's coming. Help me. Vine asta după mine. Băi, băiatule. Dă-i. Bravo, mă. Cine, mă, unde e? Fiora? Da, dar mor. Am înțeles. Am încercat, crede-mă. Nu m-ai răzbunat măcar atâta. Pă bune. I-am dat Malfita! Buf! Încerc să-l focusez puțin pe Ivar ca să nu... Mă duc să-i fac raid-ul, că poate să facă solo Draco. Sunt un Yasuo V2 eu, doar că mult mai OP. Going. Este așa, vreau să văd dacă Ivar n-are blue. Ma nu, mă duc să-l ajut pe Yasuo, Da, nu mai l-ajut că a dus. Nu există, nu există FF. Și dacă pierd meciul ăsta, tot mă distrez. Nu există FF, există just play. Cred că e timpul să renunțăm și noi la... Da, nu, de fapt este, mă, că las pe să farmez, deci mă duc repede pe top. De ce să o las eu pe aia să ia free money? Când pot eu să iau free money de pe ea. E așa, bebe. Exact așa e. Shut down. Alo. Am înțeles. Am auzit un triple kill de la Vayne. Nu prea sună bine. Pentru tine sună, că pentru mine nu prea sună. Nu, nu e muzică pentru urechile mele. Nu e muzică, nu e. Nu. Yeah, bro. Ok. Gata, mi-a dat directivă. Păi ele sunt, ești nebun. Numai de tine are nevoie, nu, nu. Gata, oh, 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 calmează-te. Eu am vrut doar să... Mamă, ce periculoasă e Vayne. Îmi place dansul tău, e foarte frumos. Mulțumesc. Eu l-am creat. O rocă bună ce sunt. Da, aia n-am ce să-i fac. Trebuie să o las să-mi ia turnul. Eu trebuie să mă sumerg mai mult echipa. Oricum e primul turn, I mean... Seriously? Ia, poate mai continuă. Exact. Aia vreau să văd cum continui. De ce explodat nu știu? Bum, bum, bum! Nicio șansă, nicio șansă n-are. O șansă, bebe, n-are. O șansă. Nu i-am dat, nu i-am permis. Ne mai pușăm puțin, mai luăm niște minioni. Bun, level 16. Nașor tutu? Up. Te rog eu, nu te mai lua double-ul meu, insane. Am mult în 5. Yasuo ăsta nu știu ce face. Mamă. Asta are. Asta are. Ok. A fost un bait mai. Mai cum nu se cade. Am zis că Vayne trebuie focusată. Că, na. E protejată de două persoane, din because shields. Serpent. Fang. Someone. Yasuo. Jinx. Please. Mamă, Vayne aia. Ce face? Jinxus! Mamă, ce flash am dat aia! Jinxus! Retreat, Jinxus! We need you! Bun, s-a dus. Mergem înapoi pe top, mai farmăm un pic. Eu aș putea să... Bine, aș putea să o bat, aș putea să o baituiesc puțin pe Vayne să se bată cu mine, dar dacă ăștia doi o să dea shield-uri în continuu plus ultă de lunu,
Eu nu am ce să le fac solo. Trebuie ori să intre Yasuo ca lumea cu mine și să nu se mai bată fără mine. Mamă, cât de repede dau acum. Da, după ce-mi fac Weezend o să fie și mai rău de atât. Cred că o să facem, ne facem first item ca să avem ceva pentru vein. Ne facem Frozen Heart. Eu zic că e ok Frozen Heart. De ce vă bateți solo? Dați troll la meci, vă rog. Na. Nu se merită să te mai duci. Deci vă rog eu, nu mai stați singuri. Voi trei. Înțeles, da, mișcă-te dacă poți. Da. Mișcă-te dacă poți. Please stay with us. Oh my god. Fiora aia poate să pușeze. Eu repet, și dacă pierd meciul ăsta, prea frumos. E prea fun să te joci campionul ăsta cu attack speed. Suntem 2-2 la drei, suntem ok, dar ați dat rău la meci, efectiv. V-ați bătut prea mult solo și Vayne aia a luat kill-ul de s-a plictisit. Am cel mai mare level din meci însă și mai am puțin și fac 17, dar... Hai băieții mei, cam multa. Păi, intrați pe ei. Du-te, Nunu, du-te, 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 du-te. Bun. Bun. Come on. Perfect. Salut, salut. Ce fentă mi-a dat la ultimatul. Boho! Bo Daisy, pleacă mă de aici, mă. Bă. V-am zis, mă, dacă mă lăsați puțin. Eu vi dobor. Da, mă, frate, voi nu vedeți că am alte preocupări. Perfect. Vin și-o pe la spate, dacă o mai prindeți. Da, cred că o bat ei. Ba nu, nu o bat. Ba da. Mano. Mamă. Ah, au bătut-o. E ok. Weezend-ul, pot să mi-l iau, gata. Am terminat și cu Weezend-ul. Perfect. Mergem bază. Ne luăm Weezend-ul și acum ne facem Frozen Heart, last item. Puțin așa, împotriva lui Vayne, dacă băieții nu vor să-și ia Serpent Fang. Văd că n-are nimeni nicio treabă cu Serpent Fang-ul. Nu pot. Orice aș vrea să fac, nu te pot ajuta, îmi pare rău. Na. Na. Nu se vrea. Deci ăsta doar nu se vrea atât. E atât de winnable și atât de ușor de câștigat, dar nu se vrea. Jinx-a noastră e paralizată. Are, cred că, ceva probleme la cap. Efectiv, Yasuo nici back nu vrea să-și dea.
ai idee. We need Serpent Fang, but you don't want to. Și dacă pierdem meciul ăsta, dragi telespectatori, să știți că build-ul ăsta e prea caterincă să nu vă jucați. Adică cel puțin pe linie, la 1v1, cât și în teamfight-uri, pentru că n-ai smallfight, ai ultă, mai ales că Yasuo ăsta, dacă ar fi puțin mai cooperativ cu mine, am câștigat super ușor. Adică imaginați-vă să intru cu Malphite în Ivern, Vayne, Lulu și să vină Yasuo frumos. De rog, de ce nu continui pe ea? Sunt aici. Ce ultimată frumoasă am dat. Uite, Lulu nu mai are ulta. Nu contează că nu l-am luat pe Ivern. Am vrut doar să ajung mai aproape de el. Bună ultă. Da, nu azi. N-am ulta. Nu, nu! Mamă, nu asta. A, bun. Let me ult. Let me ult. Na. Bum, 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 bum. Eu s-o s-a băgat la Dracus. Bum, 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 bum. Perfect. Mamă, baza. Nu, de fapt am shield-ul. Mă duc repede să-i ajut aici pe minionii noștri. Bom, 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 bom. Bun. Nu, și dacă am teleportul, nu prea am unde să mi-l dau. Să merg cu pe jos. Dar voi nu vreți să veniți la Baron, nu? Ok. Nu s-a vrut la Baron. Aia, unlucky. Hai, nu. Dacă ți-ai nimerit Bila... Nu pot să cred. Prea mult Serpent Fang. Prea mult shield. Serpent Fang-ul e lipsă. Am fi putut câștiga meciul ăsta. Yeah, GG's. E ok. Putem da FF. Nu mai avem nicio șansă în momentul ăsta. Da, mă, băie și fete. Cam asta a fost episodul nostru de League of Legends. Malphite, attack speed, încercați-l. Nu contează că am pierdut, e o normală, nu contează oricum. Încercați-l, e prea fun, părerea mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Cosma. Pa, pa!